Iarna care vine, conform prognozelor, va aduce temperaturi anormal de scăzute și s-ar putea să fie chiar cea mai rece din ultimii 100 de ani. Așadar, nici casele nu vor fi prea ușor de încălzit. Cum în județ s-au înregistrat deja în această perioadă temperaturi în jur de 0 grade, atmosfera din case nu mai este una confortabilă. Cu tot frigul din case, puțin giurgiuveni își permit deja încălzirea locuințelor. Bătrânii nu mai știu cum să-și mai drămuiască puținii bani între medicamentele, fără de care nu pot trăi, și căldura din casă. Dar asta nu este doar problema celor vârstnici, dacă ne gândim la sărăcia județului. V-ați pregătit pentru iarnă? Da, suntem din toate punctele de vedere. Cu ce vă încălziți la ora asta? Cu apă. Acum mă pregătesc și am 350 pensie de urmași. Cu ce vă încălziți? Cu lemne, mama, stau la casă. Și acum faceți focul? Da, fac, da. Vă ajung lemnele pentru iarnă? Mai e o creacă, mai nu știu ce, că sau la casă. La ora asta cum aveți în casă? Temperatura de afară aproape. Și cu ce vă încălziți? Nu. Cum să facem economie, că dacă băgăm în prizonă costă bani și nu ne avem pensie pe cât? Ca să vă arăt să vă convinge, să nu credeți că vorbesc doar din gură. Pentru iarnă, foarte greu. Cum vă încălziți la ora? 350 de lei pensie. Vă dați seama cum sunt și cum bolnav de cancer în pat. În fiecare an, la începutul iernii, au fost discuții legate ba de data furnizării de agent termic, ba de ajutoare pentru căldură sau chiar de a traversa iarna în frig din cauza datornicilor. Giurgiuvenilor nu le rămâne decât să aștepte prețul gigacaloriei încât să știe ce își pot permite sau, dacă nu, să se roage pentru o iarnă cât mai blândă.